Apostol Babelei scrie lui Timotei. Negreșit, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Un mare câștig. Versetul 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinori. Seara aceasta am pe inimă să împărtășesc un subiect care vreau să vă spun de la început: că cel puțin mie, în timpul în care am meditat asupra scripturii cu privire la mesajul acesta, mi s-a părut dificil, chiar greu, pentru că Sigur că are de-a face cu aspecte care ne privesc în mod special în viața aceasta pământească și de foarte multe ori trebuie să luăm decizii care sunt foarte importante, care pot fi greșite sau uh, pot fi decizii foarte bune care aduc binecuvântare. Subiectul predicii l-am intitulat Atitudini față de bani și avere atitudini față de bani și avere. Banii pot fi o mare binecuvântare. Averea poate fi o mare binecuvântare și folosită, exploatată după principii ale Sfintelor Scripturi, pot aduce credinciosului o mare răsplătire în Slava Eternă. Dar, de asemenea, banii, averea, folosite în mod greșit, ne produce în talpa iadului. Și foarte mulți oameni, din cauza că au folosit aceste lucruri materiale, într-un mod greșit în viața pământească, au ajuns și alții vor ajunge în iad. Așa cum ați mai auzit dumneavoastră, spunându-se, parafrazez, cred, pe un înțelept, că cu banul Poți cumpăra un pat, dar nu somn, cărți, dar nu înțelepciune, mâncare, dar nu poftă de mâncare, o casă, dar nu un cămin, medicamente, dar nu sănătate, un crucifix, dar nu un mântuitor. Și este o mare realitate. Hai să vedem în seara aceasta câteva atitudini pe care ar trebui să le avem în vedere în legătură cu posesiunile materiale. În primul rând, toate lucrurile pe care le avem sunt daruri de la Dumnezeu. Subliniez acest lucru pentru că este foarte important să înțelegem. Că toate lucrurile materiale pe care le avem sunt daruri de la Dumnezeu. Avem impresia uneori că tot ce avem noi ni se cuvine. Lucrurile pe care le avem se datorează faptului că suntem noi cineva. Sunt deștept, sunt mai deștept decât alții, am o slujbă bună, am muncit, domnule, la viața mea, de aia am. Mi-am tocit uh, coatele pe băncile școlii, am făcut școală și am reușit să acumulez o avere. Sunt cineva. Sunt mai deștept decât alții. Mă pricep mai bine în afaceri decât alții. Sunt mai dotat decât alții. Sunt puternic. Provin din cineva. Tata, mama, tu știi cine e tata? Tu știi cine e mama? Oameni suspuși, nu? Care mi-au lăsat și mi-au lăsat și eu merit că sunt fiul și fiica Lui. Toate lucrurile pe care le avem sunt daruri de la Dumnezeu. Este o atenționare pentru poporul lui Israel pe care Domnul l-a făcut-o prin Moise în Cartea de Otronom în capitolul 8 cu versetul 17 Vreau să citesc Deutronom, capitolul 8, versetul 17, până la versetul, și versetul 18. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Domnul a spus-o foarte clar lui, Israel. Să nu cumva să zici în inima ta că tot ce ai adunat aici datorită faptului că tu ești un popor grozav. Toate bogățiile acestea le-ai acumulat că ai fost mai viteaz decât, decât alții. Ce aduți aminte că Dumnezeu te-a ajutat să le câștigi. Regele David recunoaște acest adevăr în rugăciunea sa atunci când aduce daruri bogate pentru zidirea Templului din Ierusalim. Împreună cu căpeteniile, aduce multe daruri, pregătește oarecum pentru Solomon zidirea Templului, dar în 1 Cronici, capitolul 29, de la versetul 11 până la versetul 16, David face acolo o rugăciune extraordinară. Și rețineți? David a fost un mare împărat al lui Israel. 1 Cronici, 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 11. Iată cum se ruga David. Ata, Doamne, Ata este mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava. De la tine vine. Tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum Dumnezeul nostru te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem darul de bunăvoie? totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Și versetul 16. Doamne Dumnezeul nostru, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă ție. Numele tău celui sfânt. Și ale toate sunt, și ale tale sunt toate. Ce frumos! Un împărat care aduce Domnului niște daruri de o mare valoare. Templul de Nursalim, să știți, a fost un miracol în vremea aceea. David a pregătit multe materiale. Le-a adunat el, le-a adunat căpetenii, le-a adunat din partea poporului. Și el vine și spune, Doamne, noi ți le dăm, dar de fapt sunt ale tale, tu ni le-ai dat. Tu ni le-ai dat. Solomon are și la aceeași concepție când spune în cu 5,19 Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele și să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Nu? De foarte multe ori spunem noi, averea, bogăția, asta e mamona, asta e de la diavolul. Da, și poate fi de la diavol atunci când îi câștigat pe căi necinstite și îl folosești tot pentru diavolul, tot pentru plăceri și pentru păcat. Și diavolul își, își slăvește el numele prin, prin uh, ceea ce faci tu cu bogăția acumulată prin mijloace necurate. Dar când Dumnezeu te binecuvintează cu posesiuni materiale, poate într-o măsură mai mare sau într-o măsură mai mare. Mai mică. Solomon spune: Să consider că acestea sunt de la Domnul. Domnul le-a dat. Să te bucuri în mijlocul muncii tale de acest dar de la Dumnezeu. În 1 Corinteni 4 cu 7, să luăm în verset acum din Noul Testament, Apostolul Pavel spune: Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Avem noi, românii, așa o. o o, slăbiciune și mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Să mă duc undeva, să mă întâlnesc cu cineva, cu un prieten bun, cu o cunoștință pe care nu l-am mai văzut de foarte multe vreme. Mi se mai întâmplă și în țară, mi s-a întâmplat și în America și când am întâlnit să povestim un pic și să spună hai să-ți arăt ce case mi-am făcut. Și mă poartă și mi-arată nu știu câte dormitoare, câte băi, living, așa, etaj, garaj mare, curte, piscină prin Arizona, mașină extraordinară și impresionant. Și impresionant. Dar poate că mai puține am întâlnit de aceia care se spună hai să-ți arăt ce darul mi-a dat Domnul. Ce am primit de la Domnul? Că nu sale mele. De fapt, sărace și prin America îi spun, uite, asta sara mele, da, vă spun eu secretul, sunt cam ale băncilor. cam ale băncilor, vă spuneam. Dar Da, ei spun că sunt ale lor. Și Pavel spune, ce lucru ai care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Toate lucrurile pe care le avem trebuie să ni se înregistreze foarte bine în, în simțământul nostru, în ființa noastră, în sufletele noastre, că sunt daruri de la Dumnezeu. În al doilea rând, Credincioșii sunt administratori, nu proprietari ai bunurilor materiale. Poate ai o casă, poate ai o mașină, poate stai în chirie, poate ai numai o mașină sau poate ai numai anumite lucruri, poate acum ești mai la început, nu? Când te căsătorești nu prea ai multe. După câțiva ani de căsătorie, mai ales la noi, la români, care avem așa simțul proprietății, încep să se mai adune, așa, și una, și alta, și alta, și alta. Aș vrea să înțelegem însă că toate aceste lucruri pe care le acumulăm, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt ale Domnului și noi devenim administrator. Și să știi că nu e chiar foarte simplu să fii administrator. Că dacă ești administrator, tu trebuie să dai socoteală de lucrurile pe care le administrezi. Poporul Israel a primit Canaanul spre administrare. Citiți cartea Levitic în de exemplu, capitolul 25, să vedeți cum acolo Domnul vorbește lui Israel. Că i-a dat țara în care curge și lapte și mere de răspuns, țara asta este a mea, pământul este al meu. Eu vi l-am dat ca să-l folosiți. Voi sunteți administrator. Lucrurile de mare valoare pe care le au oamenii în lumea aceasta și cu care se laudă. Știți cu ce lucruri se laudă oamenii în măsura cea mai mare și nu foarte mulți ajung la aceste lucruri, dar sunt oameni care, care au mari valori, aur și argint. Am întâlnit oameni care mi-au arătat așa într-o într un vas din acela de plef, așa, de pământ, vas din acela așa nebăgat în seamă, plin de aur. Și spunea, uite, noi îl ținem aici așa, prin casă, ținem aurul ăsta, că dacă e băgat în vasul ăsta așa mai însemnat, nu știu hoții, nu, nu caută ăștia, caută în alte locuri. Dar valori. Noi avem aur. Păi la nuntă la fata noastră îmi spunea cineva, eu atâta aur am dat. La noi atâta aur se dă. Da. Să știți, sunt oameni care cistesc cu aur. Numai că și aurul acesta și argintul acesta, frații mei, chiar dacă le este dat unora să-l aibă, el este al Domnului și el trebuie administrat. Prorocul Hagai în cartea sa, în capitolul 2, versetul 8, ascultați ce spune. Al meu este argintul, al meu este aurul, zice Domnul Oștirilor. Tot aurul de pe pământul acesta, tot argintul Valorile cele mai mari, să știți că nu sunt ale aurarilor, ale bogătanilor, ale celor care umblă cu mașini foarte scumpe, care se îmbracă numai în aur și în porfiră. Să știți, este al Domnului, dar Domnul l-a dat în administrare, l-a dat în administrare uneori, unor oameni necredincioși și să știți că și lor le cere socoteală de felul în care îl administrează. Și uneori îl dă în administrare și unor, unor, credincioși. Și necredincioșilor și credincioșilor. Tot în administrare este dat, dar vine ziua socotelilor. Vine o zi a socotelilor. Mai ales pentru acei care nu înțeleg că valorile, că aurul, că argintul este dat în administrare. Se spune că pe piatra de la căpătâiul mormântului împăratului Cir, cel, unul dintre cei mai însemnați împărați persani, se spune că s-a pus să se sape următoarele cuvinte, următorul epitaf. Ascultați, cu mare atenție. O omule, oricine ai fi și de u oriunde ai fi, eu sunt Cir, întemeitorul Imperiului Persan. Nu mă invidia, pentru fericita bucată de pământ care mi acopere cadavrul. Pe ce n-a avut ce? Păi a întemeiat un imperiu, știți ce înseamnă să ai un imperiu? Toate bogățiile, tot aurul, tot ce era mai valoros în lume în vremea aceea, era lucier. Și a pus să-i acolo pe piatra funerară. nu mai invidia. Pentru această bucată de pământ care mi-a acoperit cadavrul. Numai asta mi-a mai rămas. Nimic nu mai este valoros. Și tot istoria spune că atunci când Alexandru Macedon, cel care întemeia celul imperiu și a cucerit Persia, a vrut să viziteze mormântul lui Cir, a ajuns la mormânt și a citit epitaful de pe piatra funerară a lui Cir. S-a tulburat foarte mult. El a fost adânc cu tremura de cuvintele inscripției care îi arătau nesiguranța și nestatornicia tot ce e pe pământ, precum și faptul că nici cei mai puternici împărați nu s-au putut împotrivi morții, cu tot aurul și cu tot argintul pe care îi considerau că l-au. Se spune că Alexandru Macedon s-a înfuriat așa de tare, încât a dat ordin ca uh, mormântul acela să fie uh, stricat, să fie devastat și pe acel om care a scris acea inscripție pe piatra funerară a dat ordin să-l omoare, să fie omorât. Așa de deranjat a fost. Alexandru Macedon, care și el a întemeiat un imperiu și știți istoria la o vârstă foarte fragită, imediat la, după ce în culmea puterii sale, când a întemeiat imperiul grec, a murit. Iubiți și surori, ori ești un om mai sărac, spui, și n-am aur și argint. N-am aur și argint. Sunt străini și călători, n-am aici palate, cântăm noi într cântare, dar în țara fără nor, are nu ale, ale mele sunt toate. Și ce ne bucurăm noi cu asta, că n-avem... Dar avem altceva. Gândește-te ce ai. Ce lucruri pământești ai acele lucruri pe care le ai, ți le-a dat Domnul să le administrezi. Nu ești proprietarul lor, ești administrator. În al treilea rând, lucrurile materiale nu ar trebui să fie un scop în viață. Aceasta este învățătura Domnului Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 26. Domnul Iisus Hristos a spus, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Iubiți credincioși, Cultivarea evlaviei, a mulțumirii și a cumpătării este așezată în contrast cu lăcomia și iubirea de bani în învățătura Apostolului Pavel. Hai să vedem textul nostru în Timotei, capitolul 6, citind de la versetul 6. Să vedeți acest contrast între cultivarea evlaviei, mulțumirii, cumpătării și, pe de altă parte, lăcomia de bani, iubirea de bani. Versetul 6. Negreșit, iubirea negreșit, în evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, deci, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Că cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și în pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unei care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și au în singur cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Se pare că întâmplarea care vă spun a avut loc înainte de explozia aceasta a terorismului, se spune că un pasager călătorea cu avionul din Zurich, din Elveția, la Beirut. După un timp a început să se sufoce și în câteva minute a fost mort. Aterizând la Atena, a fost luat repede și dus la spital. S-a constatat că era mort. L-au dezbrăcat și medicii au văzut că omul acesta avea strâns pe pieptul său, pe abdomen, cu un brâu, strâns așa pe pielea corpului, 1500 de ceasuri elvețiene, pe care el voia să le ducă în Beirut, să le vândă, era o piață de contrabandă, și și-a făcut el planul acesta. Dacă voi vinde aceste 1500 de ceasuri elvețiene, voi fi unul dintre cei mai bogați oameni. N-a ajuns la Beirut, n-a ajuns nici chiar până la Atena, că a murit sufocat. Sufocat de ceea ce credea el că este marea lui avere. Frații mei, iubirea de bani spune Scriptura aici, este rădăcina tuturor relelor. Dorința aceasta de înavuțire, de a avea mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și de a nu fi mulțumit cu ceea ce ai, îi duce pe oameni la păcat. Păcatul te sufocă, apoi și te duce în iad. Unul din țarii Rusiei a scris următorul motou înainte de moarte. Las toate averile mele. Puncte, puncte, puncte. N-am mai apucat să scrie cui. N-am mai apucat să scrie cui că aș și murit. Las toate averile mele. Întrebarea este cui. Probabil că ar trebui să ne întrebăm și noi. Că va veni o zi în care vom pleca de aici. Vom pleca și știu, apartamentul la garsoniera aia, numai atât ai, sau casa, sau mașina, sau ceva bani care ai, lucrurile materiale care le ai, le lași. Cui? Cui? Copiilor vom spune noi. Copiilor și facem fericiți pe copii. Nu erau dacă le lăsăm copiilor câte ceva. Nu vreau să spun asta că erau. E rău însă dacă copiii nu învață că și ei trebuie să muncească și dacă iau totul de-a gata de la părinți. asta este un mare rău. Pentru că dacă o generație uneori se trudește și se zbate și adună și cealaltă generație nu înțelege că munca este ceea care te nobilează, știi ce va face? Următoarea generație distruge ceea ce a făcut uh, generația trecută. Lucrurile materiale nu ar trebui să fie un scop în viață. Căutați mai întâi, spunea Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu și reprihănirea Lui. Și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. Nu vreau să înțelegeți din mesajul din seara aceasta acum că aș fi un ipocrit să vă spun asta și să vă spun lucruri, știu eu, care n-au niciun sens. Să vă spun că um, avea lucrul material este un mare păcat. Nu. Că vedem aici în Scriptură că dacă avem daruri materiale, sunt date de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne ajută și ne-a ajutat pe mulți să avem binecuvântări. Acum pe mine mă știți, cei mai în vârstă. Când m-am căsătorit, 10 ani am stat în gazdă. Și când am fost în gazdă, am cam închiriat apartamente în care nu era nimic și acolo am adunat și noi. Un aragaz, un frigider, o masă, o mobilă. O... Și cu fratele Stroie care o trecut la domnul bătrân mă tot muta cu căruța dintr-un cartier în altul. Așa au fost vremurile. Că nu puteam să am buletin de oraș, nu puteam să iau apartament nici în rate, că eram păstor și comuniștii mi-au spus, ești păstor și n-ai nicio șansă. Asta mi-a spus-o în față când m-am dus într-o audiență. Dar au trecut vremurile și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar frați și surori, pe unii poate într-o măsură mai mare, pe alții într-o măsură mai mică. Sunt daruri de la Dumnezeu, suntem administratori al ceea ce Dumnezeu ne dă și nu aceste lucruri trebuie să fie scopul nostru. Este trist că scopul multora în viața este ăsta. Cum să fac să mai adun? Cum să fac să strâng mai mult? Dacă am o casă, să mai am una, dacă am o mașină, să mai am una, dacă aș putea să le fac case la toți copiii, nu? Și apoi ce mai fac dacă tu le faci case la toți copiii? Și apoi tu dacă te trudești de dimineața până noaptea să le faci case la toți copiii, când te mai și pocăiești, când te mai ocupi și de lucrurile sfinte și cum te mai pregătești și de cer? Sunt întrebări, cred că, la care trebuie să, să medităm. În al patrulea rând. Banii ne sunt încredințați pentru a fi folosiți după cum intenționează Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne dă bani, ne dă posesiuni materiale, găsim aici în Scriptură că Dumnezeu intenționează ca să le să folosim aceste lucruri, aceste posesiuni după planul și voia Sa. Care planul Dumnezeu? Hai să fim obiectivi și să recunoaștem că atunci când ne luăm salarul, fiecare de noi ne gândim la lucrurile urgente. Avem facturile, nu? Mă trebuie să plătesc facturile, nu plătesc facturile, cresc, am probleme. Impozitul, mâncare, lucrurile care sunt... Și cred că e important să avem în vedere aceste lucruri. Cred că Domnul ne binecuvintează ca să avem un serviciu, să câștigăm bani, ca să avem grijă de familie. Matei, capitolul 7, versetul 9. Cine este tatăl la dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră? Dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe? Dacă îi cere un ou să-i dea o scorpie? Nu? Deci dacă voi care sunteți răști să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în cerul va da lucruri bune celor ce îi le cer. 1 Timotei cop. Spune Pavel Dacă nu poartă cineva grijă de -a lui Și mai ales de cei din casa lui să a lepădat de credință Și este mai rău decât un necredincios Dacă Dumnezeu ne-a dat sănătate Ne-a dat binecuvântare Să avem și o familie Să ne căsătorim Și ne-a dat binecuvântare Să avem și copii Suntem responsabili de familia noastră Și de copiii noștri Să le asigurăm Un trai cât de câtului decent Cât de câtului decent nu să devină copii ai străzii, nu să stea în condiții inumane. Cred că este planul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu este împotrivă ca să, -ți, să ai acolo o locuință cât de câtului decentă, să asiguri copiilor tăi strictul necesar, să nu se uite la alți copii la școală că ei se rupți, și alții au haine bune, că ăștia au serviciuri bune și alții nu are niciun sandwich, nu? Nu te, simt, nu te, poți simți bine. Ce fel de dată sau mamă ești când uh, copiii ajung în situație de, fel felul acesta? Ne îngrijim și înțelept este ca să ne îngrijim. Și cred că Dumnezeu ne-a încredințat nouă familiile și ne-a binecuvântat în același timp cu sănătate și cu servit și cu posibilitatea de a câștiga bani ca să avem în vedere familie. Dar asta o fac și cei de afară. Asta o fac și cei necredincioși. Cei mai mulți dintre ei, să știți. Toți oamenii cu minți, așa, se gândesc la familiile lor, se gândesc la copiilor lor, copiii lor. Unii poartă la școli și le asigură condiții extraordinare. Diferența însă este că atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, noi mai învățăm ceva, Că Dumnezeu ne-a încredințat bunurile materiale, nu numai ca să avem grijă de noi, nevoile noastre personale, ale lor noastre, ci să avem în vedere și nevoile altora. Deuteronom capitolul 15, versetul, de la versetul 7, la versetul 11. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit, ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu ce -i trebuie ca să facă față nevoilor lui. Vezi să nu fie, să fie așa de rău ca să zici în inima ta, ah, se apropie anul al șaptele, anul iertării. Vezi, să dai un ochi fără milă pentru fratele tău ce lipsit și să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Ci să-i dai și să nu dai cu părere de rău în inimă. Căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Întotdeauna vor fi săraci în țară. Sublinez acest lucru. <că> Întotdeauna vor fi săraci în țară, a fost valabil în Israel și este valabil și în vremea noastră. De aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit în țara ta. Cuvântul Domnului în Cartea Evrei, capitolul 13, versetul 16. Am dat un citat din Vechiul Testament, vreau să urmărim unul acum din Noul Testament. Apostolul spune, și să nu dați uitării, Evrei 13 cu 16, și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi plac. Căci lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi plac. Se spune că pe vremea când oamenii călătoreau așa mai mult pe jos, și era câte un han, aici și acolo, foarte departe. Un călător, un om mai sărac, nici nu-și permitea să meargă la un han. Poate hanul era și prea departe. A bătut la ușa unui bogat. Și a spus, domnule, eu călătoresc, trebuie să ajung până în locul cu tare. Nu pot să călătoresc în timpul nopții. Noi ai vrea să-mi faci un bine și să mă adăpostești în casa ta asta avea un mare palat, în casa ta, în noaptea aceasta, la care bogatul a spus, pleacă de aici, casa mea nu este un han la drumul mare pentru călători. Nu e un loc pentru călători. La care săracul I a spus, domnule, dar te rog foarte frumos să mai stai puțin. Vreau să spun doar trei întrebări. Ascultă-mă. Înainte ca dumneatale să locuiește aici, cine a locuit? Tata, a spus omul. Și înainte de tatăl tău, cine? Bunicul. Și după tine, cine o să locuiască? Pe fiul meu. Pe domnule, pe dumneavoastră nu vezi că această casă e o casă pentru călători? Au călătorit unii, alții, acum călătorești dumneatale, păi pentru o vreme, și după aia vor călători și alții. Casa mea nu e o casă pentru călători, dar săracul înțelept a dat o, o replică extraordinară. Nu vezi că această casă e o casă pentru călători? Că stai câțiva ani, nu stai numai o noapte, că stai 10, 20, 30, 50 de ani. Tot călătorești. Nu rămâi statornic. Bogatul spune istoria aceasta că a rămas pe gânduri, s-a rușinat și a zis, omule, tu ești foarte înțelept. Îmi pare rău. Auzi, te rog foarte frumos. Vino și găzduiește noaptea aceasta în casa mea. Și spune... Istoria că din ziua aceea bogatul acela a fost cu altă inimă. A fost mai milostiv și a schimbat inima. Iubiți frate și surori, cuvântul Domnului ne spune să avem în vedere nevoile altora să nu uităm binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu jertfe ca și acestei îi face, ne mai spune să și sporim în binefacere. 2 Corinteni, capitolul 8 versetul 7 și versetul 19. Să sporim în binefacere. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Și versetul 19. Mai mult, el a fost ales de biserică să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o să vârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de voință noastră, spune Apostolul Pavel. Sublinez deci. Banii ne sunt încredințați pentru a fi folosiți după cum intenționează și Dumnezeu, și anume: grija față de familie, nevoile altora, și apoi înaintarea Evangheliei. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 10 la versetul 19. Apostolul Pavel spune și vreau să vă citesc. Am avut o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug, să fiu în lipsă, pot în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți, voi înșivă vă filipenilor, că de la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea în afară de voi. Căci mi a trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, din potrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în Belșug sunt bogat. De când am primit prin Epafrodite mi-a trimis un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită, plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Isus Hristos. Sigur, putem să continuăm cu încă cel puțin două versete. 3 Ioan, capitolul 6. 3 Ioan, versetul 6 la versetul 8. Unde Apostolul Ioan vorbește despre grija pe care Gaiu a avut-o față de lucrarea misionară. Frații mei, și în vremea aceea, să știți, lucrarea misionară a fost sprijinită financiar. Ei au mărturisit misionare, îi spune scrie lui Gaiu Ioan, despre dragostea ta înaintea bisericii, vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui fără să primească ceva de la namuri. Este datoria noastră dar să primim bine pe astfel de oameni și să lucrăm împreună cu adevărul. 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 7 la versetul 14. Apostolul Pavel spune, Cine merge la război pe căltuia la sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrul acesta le spun după felul oamenilor, nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura borului care trăie grâul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Să vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, că cine are trebuie să are cu nădejdea, cu nădejdea, și cine trăie răgrâul trebuie să trăie cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am între voi bunurile duvnicești, mare lucru este dacă vom se cera bunurile voastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mai mult nouă. Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci rădăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu? Și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Și nu vreau să spun mai multe lucruri aici, pentru că acest cuvânt este destul de clar și nu ne... Deși nu trebuie să ne fie frică să-l propovăduim pentru că el este în Scriptură, doar vreau să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat venituri în serviciul nostru, pensie, în afacerile noastre, câștigurile noastre și să nu uităm. Ca să avem grijă de familiile noastre, pentru nevoile altora, milostenia, binefacerea, dar și pentru lucrul Domnului, pentru casa Domnului, pentru înaintarea Evangheliei. În al cincilea rând, Dumnezeu va împlini nevoile celor ce se încrede în El. Nu trebuie să ne îngrijorăm. Dar trebuie să ne îngrijim. Matei, capitolul 6, de la versetul 25, la versetul 34, nu mai citesc versetul acesta pentru că este uh, foarte bine cunoscut și timpul nu ne mai permite, acolo veți vedea diferența între ce înseamnă a te îngriji de ceea ce Dumnezeu ne-a dat, respectiv familia noastră, soție, copii, nu? Nu ne-a spus Dumnezeu să uh, deschidem gura și să cadă din cer. Știți voi proverbul, nu vi-l mai amintesc eu. Și legat de asta Apostolul Pavel spune, cine nu lucrează nici să nu mănânce. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat sănătate, putere să muncim, să educăm pe copii, să învețe și ei că trebuie să aibă o meserie, că trebuie la rândul lor să muncească și să ne îngrijim de, de nevoile noastre pământești. Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea aceasta, nu cade nimic pentru cei ce nu lucrează, dar în același timp Dumnezeu ne avertiza să nu ne îngrijorăm, să nu ne frământăm. Pentru că sunt situații în care cu toată grija noastră apar situații speciale, dat afară din servicii, te-ai îmbolnăvit, apare un ecaz, apare frământare, o încercare foarte grea. Și vine Domnul și spune, în situații de astea nu te îngrijora. Dacă ai fost corect în planul lui Dumnezeu, respectând principiul lui Dumnezeu. Te-ai îngrijit cu înțelepciune atunci când Dumnezeu ți-a dat sănătate, atunci când Dumnezeu te-a binecuvântat și ai muncit ca un om harnic, ca un credincios harnic. Pentru că credincios și pe lângă faptul că trebuie să fie credincios, știți, trebuie să fie și harnici. E o rușine pentru credincios să fie leneoși, să nu le placă să muncească. Știți, asta e o rușine. Scriptura ne spune. Deci cu toată hărnicia noastră poate Domnul să ne pune la încercare și atunci trebuie să nu ne îngrijorăm, să ne credem în Domnul. Încrederea noastră trebuie să fie în Domnul, spune în Evrei 135. cu 6. Să nu fiți iubitor de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că ce în însul a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chim nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? La aceasta ce le -am. Banii nu pot cumpăra binecuvântări spirituale. Banii nu pot cumpăra binecuvântări spirituale. Cu banii nu poți cumpăra mântuirea. 1 Petru 1, versetul 18 și 19. Petru spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al milului, fără cusur și fără prihană. Mântuirea nu se poate câștiga cu bani. Nici darurile Duhului Sfânt nu se pot câștiga cu bani. Simon Magu a crezut că poate cumpăra darurile Duhului Sfânt cu bani. Faptele Apostolului 8 de la versetul 18 la 23. A fost uimit când a văzut că apostolii și-au pus mâna peste clenicioșii din Samaria, s-au rugat pentru ei și-au primit Duhul Sfânt. Și el care avea mulți bani a spus, eu vă dau bani, nu mă dați și mie puterea asta, ca peste oricine pun mâinile să primească Duhul Sfânt. Și apostolii s-au supărat și au zis, banii tăi să bea împreună cu tine. Păi, tu ai crezut că puterea lui Dumnezeu se capătă pe bani? Frații mei, mântuirea și nici darurile lui Dumnezeu nu se pot câștiga cu bani. Dar banii îi putem folosi pentru lucrarea lui Dumnezeu, investind în lucrarea lui Dumnezeu și pentru asta vom avea o răsplată în ceruri. Într-o gazetă în limba engleză. A pus odată cineva cititorilor următoarea întrebare. Ce este aurul? Pentru cel mai bun răspuns, a oferit un premiu de câteva mii de lire. Cel care a fost premiat a dat următorul răspuns. Aurul este un pașaport universal. Poți descuia cu el toate granițele și toate ușile. Poți intra cu el oriunde, dar nu poți intra cu el în rai. Ușa raiului nu o poți deschide cu aur. Încheia citatul. Că aur poți dobândi orice, dar nu poți cumpăra împărăția lui Dumnezeu și mântuirea sufletului. Aurul produce orice, case, haine, bogății, prieteni. Un singur lucru nu produce pace, bucurie și fericire adevărată. Asta nu poate să producă. Pentru că pacea, bucuria și fericirea adevărată o găsești numai în mântuirea adusă prin jertfa Domnului Isus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și în ultimul rând, atitudinea față de bani reprezintă atitudinea generală a unui om. Putem avea două atitudini față de posesiunile materiale. O atitudine generoasă, dăruire cu sacrificiul, după exemplul macedonenilor. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 1 la 5. Putem învăța de la acești macedonieni toți aceia care uneori spunem, că eu sunt prea sărac ca să dau Domnului nu pot da zeciuială, nu pot că sunt prea sărac. Auziți ce spune Scriptura? 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 1. Fraților, voi să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie. Fă, puteți dumneavoastră vă imaginați cum e asta sărăcia lucie? Macedonienii au avut o sărăcie lucie. Dar au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Să dai peste, după puterea ta și peste puterea ta. Și ne-au rugat, și ne rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum ne dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Macedonienii erau foarte sărați și se pare că apostolii, la un moment dat, când au strâns ajutoare pentru cei din Ierusalim, s-au gândit, mai hai să neglijăm pe, pe cei din Macedonia, că și așa, săraci, cum îi privim noi uneori, hai să vă spun acum așa, din experiența pastorală, privim bisericile astea, așa, ale noastre, de prin județ, de frați, romi, ei tot timpul trebuie ajutați, ei sunt săraci, ei sunt săraci, cu o sărăcie lucie până când într-o zi Domnul ne-a trezit și pe noi, pe păstori. să învățăm și pe ei să le spunem și lor că macedonienii din sărăcia Lucie au dat un belșug de dărnicie, de binecuvântare și că toți credincioșii trebuie să lea Domnului. Că ești foarte bogat sau că ești foarte sărac, tu trebuie să dai partea Domnului ca să fii binecuvântat de Domnul. Un om generos, un om altruist, va da. Când eram la seminar, într-o împrejurare m-a abordat o soră din Oradea, eram în vacanță, o soră cu 16 copii. A venit la mine cu un plic, cu niște bani, și-a zis, frate Iosif, simt să-ți dau numele Domnului. Tu ești dintr-o familie foarte săracă, ești la școală, știu că, că ai, nevoie de bani. Nu știu exact ce bani au fost acolo, fraților. I-am refuzat. I-a zis sora Rozanca, familia Lucas, dacă cineva o cunoaște în Oradea, a trecut ea la Domnul. Cum să iau de la ale bani ăștia? Mamă la 16 copii, cum să iau? așa mi au fost rușine. E adevărat, nu aveam venituri, e adevărat, eram sărac, tata a la domnul, mama cu o pensie mică. Mă rog, am fost foarte săraci. E mare adevăr. Dar n-am putut să iau. Și sora s-a supărat. Și o spui, frate, eu eu oriunde vreau să mă duc să fac o dărnicie, zice, toți frații mă refuză. Că zice, că cum eu să fac o dărnicie, mama, 16 copii? Și păi zice, eu când să dau și unde să dau? m au blocat n-am primit bani. Da, i-am zis, soră, dacă nu vor frații să primească, pune în colectă la biserică. Că Domnul primește, pune acolo la frații, au înțelepciune și știu cum să-i împartă. Sărăcie, Lucie. Săraci, nu era ușor în vremea comunistilor, 16 copii, copii vă, vă, cam imaginați vă ce însemna aia când pâinea era la rație, când zahărul, uleiul și toate erau la rație, când nu se găsea carne, când nu se găsea carne de trei ori pe an, la anul nou, la 1 mai, la 23 august. Și atunci stăteau la rând, oamenii se omorau, pe la cozile din Terezian și acum țin minte așa, s-au strâns, oamenii s-au și au murit. Nu știți voi de ce înseamnă asta, n voi vremurile alea. Și cum se iau de la o soră cu 16 copii? Dar sora aia a înțeles că și ea trebuie să dea Domnului. Că Domnul bine pe altă parte. Și era mare adevăr că Domnul bine Atitudine generoasă în contrast cu atitudinea de zgârcine și lăcomia unora. Cazul bogatului din Luca, capitolul 12, care s-a mulțit bogățiile și nu mai știa ce să facă cu ele. s au gândit ce să facă cu ele. Sparg hambarele și fac altele noi și umplu toate hambarele de bogății și mă zice, sufletul al meu, acum ai tot ce trebuie, mănâncă, bea și veselește. Deci Dumnezeu a zis, nebunule, în noaptea asta să cere înapoi sufletul. Și toate bogățiile astea cui vor rămâne? În loc să gândească, măi, mi s-au înmulțit veniturile, afacerile, acum se dau, se dau numai 10%, cum zicea un frate care a avut niște experiențe. Și eu am început să dau domnului, și la început n-am dat 10%, mi s-a părut cam mult zice, am dat mai, mai, puțin. După aia zice, Domnul m-a și am dat 10%. După aia zice, am văzut că bine binecuvântat și am dat 20%. Și am considerat că 10% e zgârcene și am dat 20%. Și alții au ajuns la 80%, 80%. Știți dumneavoastră pe frații menoniți care trimiteau pachete la familiile sărace în România și în Sibiu au fost cazuri, eu am cunoscut înainte de 29 și care și în vremea asta ajută familii sărace în România, în special în partea Sucevei. Eu i-am vizitat pe unii în, în, în America. Frații mei, oamenii ăștia, 80-90% din tot ce câștigă, dau Domnului. Dau Domnului. Știți cât îl lasă pentru exact atât cât să, să mănânce și să trăiască. Strictul necesar. Ei uneori au fost impresionați că noi avem biserici luxoase, așa spune voi v-ați făcut, noi v-am ajutat să faceți biserici, dar vi ați făcut cam luxoase. La ei, bisericile nu sunt așa tapițate, sunt de lemn, așa ca să nu adormă frații în adunare. Sunt în America. Știți, în America. Noi cam adormit, că suntem tapizați, avem căldură, aer condiționat, ne ia nu. La frații mei nu întâlniți asta. Urmez pe la frații unde îi ajutau și unde au văzut televizorul, au zis, da, ai televizor, stăm ajutorul. Noi ne ajutăm pe oameni care se la televizor. Dacă ai bani de televizor, înseamnă că trăiești prea bine. Niște oameni extraordinari, să știți care au ajuns să dea nu 10%, la unul la noi, penticostale, gârci 10%, ce zeciuială, nu zeciuială, se plâng de zeciuială. Și altora nu le este greu să dea 80%. Și nu mor de foame și sunt binecuvântați. cuvântați. aceste atitudini de generozitate sau dezgârcine reflectă caracterul nostru și vor avea urmări veșnice, frați și surori, și închei cu Luca 16, versetul 10 și 11. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va în adevăratele bogății? Acum, și versetul ăsta e tare interpretat foarte greșit de multe ori. Bine, veni cineva la mine și ce scrie și frate? Credincioși în bogățiile nedrepte. Asta înseamnă că poți să mai jonglezi în afaceri și nu -i... la negru și nu contează că, că bogății nedrepte, că așa au spus Domnul Iisus, sunt bogății nedrepte. Nu asta a spus Domnul Iisus acolo. Nu asta a spus aici, că să vă faceți prieteni cu ajutor bogății nedrepte. Așa, prin corupție, Să faci relații sus, se faci relații peste tot și trăiești foarte bine. Bogății nedrepte. Nu. Nu asta e bogăție nedreaptă. Știi, știi care e bogăția nedreaptă? Faptul că tu ai sănătate și altul s-a născut handicapații, bolnavi toată viața. Să știi, sănătatea e o bogăție care ți-a dat-o, domnul. Dar e nedreaptă că nu-i meritul tău. Faptul că tu e, tu e sănătos, că tu poți să muncești și tu poți să câștigi bani și altul nu poate să câștige. Sănătatea aceea e o bogăție nedreaptă. Banii ăia. ăsta ai domnului. E bogăția nedreaptă. Nu-i dreptul tău. E dreptul Domnului. Pentru că tu consider că e dreptul tău, de aceea Domnul zice că e nedreaptă. Și de aceea Domnul zice, faceți-vă prieten cu ajutorul bogăților nedrepte. Adică cu lucrurile materiale, bani, avere, lucruri, posesiunile care Domnul ți le-a dat. Faceți-vă prieteni, dați, dați Domnului, dați săracilor, dați pentru lucrarea Domnului, faceți-vă partea. Și spune Domnul că acolo în ceruri veți avea o mare răsplătire și Domnul vă va încredința adevăratele bogății. Vom deveni administratori și a unor lucruri în ceruri, știți cum? Dacă vom fi corecți în, în administrarea lor aici pe pământ. Dacă nu suntem corecți în administrarea lor aici pe pământ, nu ne le va da Domnul să le administrăm acolo în ceruri. Se spune că odată Roger Babson, un renumit statistic, stas, statist, Tician, a fost invitat la cină de președintele Argentinei. Domnule Roger, a spus președintele, cum se face că, deși e avantajată din punct de vedere natural față de America de Nord, America de Sud este totuși în urma acesteia? La care. Interlocutorul a răspuns, dar care este părerea dumneavoastră, domnule președinte? De ce se întâmplă asta? Ascultați ce a răspuns președintele. Eu cred că cei care au întemeiat America de Sud au venit aici să caute aur, iar cei care au întemeiat America de Nord l-au căutat pe Dumnezeu. Și mai spun o întâmplare și cu asta, chiar închei. Gata, am închis și Biblia, să știți că închei. Se spune că niște oameni mai sărași dintr-o localitate, dintr-un sat, la țară, știți că oamenii sunt așa mai necăjiți, s-au dus odată la un om bogat care avea o pădure mare. De fapt, câțiva reprezentanți ai satului, oameni, o comisie care reprezentau a, satul, după o adunare generală de la Căminul Cultural. Ei s-au hotărât să facă o biserică și s-au dus la omul acela bogat și au zis, domnule, o pădure foarte mare. Dă-ne și nouă niște lemne, că avem noi ceva lemne, dar nu ne ajung lemnele astea să ne, să ne facem și noi biserică. Care bogat a zis, pe vremuri de pe vreme grea, pe vremuri de criză, pădurea se întreține cu mulți bani. Ce? Biserică vă trebuie acum? Nu, n-am lemne să vă dau. La care un bătrân a pășit în față, și cu o voce blajină și duioasă Eu zis, domnule Te rog foarte frumos, mai stai o clipă Că omul voia să plece, mai stai o clipă Mai am o întrebare Din toată pădurea asta Care-i bradul tău? Care-i bradul tău? care, -i bradul tău? care -i omul zică, cum care-i bradul meu? Cum care e bradul meu? Pe toată pădurea mea nu, nu domnule, zice, nu la asta m-am referit. care e bradul ăla din care o să ți se facă patru scânduri? Bradul tău, deci nici ăla nu-i întreg al tău, nu, din el o să cioplească vreo patru scânduri, zice, care se facă sicriu. care e care e ăla? a auzit omul nostru? S-a tulburat? S-a supărat? A întors spatele și a plecat pleca foarte supărat. Istoria spune că toată noaptea nu a putut dormi. Numai la braț s-a gândit. Numai la bradul lui s-a gândit. Care-i bradul lui? L-a cercetat Dumnezeu și când a venit dimineața, o trimis pe cineva de acolo, de dintre ai lui, a trimis la comisia de sătenilor și a spus, veniți la mine, că vreau să stau de vorbă cu voi. Și eu zi, mă, oameni bun. îmi pare rău că m-a portat așa cu voi. Auziți, știți ce? Duceți-vă în pădure, tăiați lemne câte vreți, faceți-vă biserică. Tăiați lemne câte vreți, faceți-vă biserică. Frații mei, un până la urmă urmei. Și el apotrezește în pământ. Dar ce am dat, am câștigat, spune un înțelept. Ce n-am dat, am pierdut. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.